Ce bucurie că, uite, Dumnezeu ne-a dat viață și putem iarăși să fim împreună, să frângem încă o bucată din pâinea cea de toate zilele. Ca de obicei, n-am să deschid imediat scriptura, ci mai întâi aș dori să fac o introducere. Există o vorbă în popor care spune tot răul spre bine. Da, e o vorbă. Și o vorbă care poate să aibă conotații de duh. Și totuși e greu să înțelegi și să justifici răul. Adică cum? Am un accident, mașina praf, picioarele tăiate. Cum să fie tot răul spre bine? Îmi moare scumpa mea soție, copilul meu e lovit de paralizie, e rău. Cum să fie spre bine? Mă dă afară șeful de la servici. Tot răul spre bine. Eu cred că vorba aceasta este o vorbă sau idioată, sau este o vorbă extraordinară. De ce extraordinară? Pentru că, în mod normal, în condițiile vieții cotidiene, în condiția omului păcătos, răul e rău și niciodată nu să aibă un efect bun, ci doar te bagă și mai mult în mizerie, în nisipuri mișcătoare în mlaștină până la ochi. Dar există un Dumnezeu. Și este formidabil cum Dumnezeu poate să convertească rele, poate chiar acțiuni negative ale mele, care în mod normal se întorc împotriva mea ca un bumerang, dar în înțelepciunea și în dragostea lui divină, el le convertește. E foarte interesant ce spune în Scriptură, în Evanghelia după Matei, am să citesc textul acesta, când Mântuitorul vorbește despre mântuire și el spune un lucru care a piuit în urechile fariseilor, este în uh, capitolul 21 din Evanghelia după Matei, versetul 31, ascultă ce spune, ultima parte. E Iisus care zice, Adevărat vă spun că vame și și, nu zic cum scrie aici, desfrânatele merg înaintea voastră în împărăția cerurilor. Stai și te lucrul care îl spune Mântuitorul unor oameni care toată viața s-au sirit să fie la patruace din punct de vedere moral, să fie onește în fața lumii, să-și facă datoria, să aibă grijă de familie, să zidească. Cetatea. Și acum, când e vorba de cer și de rai, cine să intre înainte? Vame și tâlharii și ălea. e imposibil. Ei, sigur că nu se înțelege acest lucru și dacă l-ar lua cineva fără o explicație sau fără înțelegerea procesului mântuirii, despre care voi vorbi imediat, lucrul acesta va părea pur și simplu o ofensă adusei moralei și bunului simț. Dar vezi ce se întâmplă? Mântuirea sau salvarea nu se poate aplica, nu se poate aplica unui om care stă bine mersi în fotoliu. Hai să fac o analogie. Știi, salvamarul, ai fost la mare și ai văzut niște pichete unde niște bărbați voinici îmbrăcați în ținută de baie cu niște bărci, lopeți sau bărcu cu motor lângă stau și scrutează uh, marea de bălăceală, aia până la geamanduri și când văd deodată că cineva dă din mâini se neacă, imediat merge și îl salvează salvamarul, poate un salvamar să salveze un om care stă pe lung, cu ochelari de soare cu pai în gură și visează la nori pleacă domnule, de aici, te că nu se neacă mântuirea are o precondiție să fi pierdut sau toți suntem, să conștientizezi că ești pierdut. Ori și și desfrânatele care sunt uh, paria, care sunt rejectați de societate, care se află deja în zona de dincolo de centură, aceștia își trăiesc undeva în subsol, își tresc tragedia de a fi oameni de nimic. Ori aceștia care se simt pierduți mai degrabă îl găsesc pe Hristos pentru că au mentalitatea și psihologia celui care are nevoie de Salvator. De aceea spune Mântuitorul că cei care sunt păcătoși, prin convertirea lucrată de Duhul Sfânt în mintea omului, prin care omul, în sfârșit, recunoaște starea. Și, și identifică vinovăția șicăloșia. Ei, prin lucrarea Duhului Sfânt, pot să recunoască, să alerge și să cadă la picioarele mântuitorului. Ei, în sensul acesta, tot răul spre bine. Și iată, ne suntem la un capitol din uh, uh, Cartea Genezei la capitolul 35. Și tocmai am studiat ce s-a întâmplat cu bietul Iacov, bietul că n-aș fi vrut în vecii vecilor, n-aș vrea să fiu în situația lui. A să ai o fată și să o vezi prinsă, știu eu, bagiocorită, sequestrată în casa unui păgân. Să ai doi fii pătați de sânge. Să ai urletele, jalea mamelor, femeilor care și-au pierdut soții și fii în carnajul, în măcelul pe care Simeon și Levi la au întreprins, ajutați de, probabil, de slujitorii, de oamenii care erau cu ei. Suntem la capitolul 35, care este trezirea din punct, dacă ai vrea să o numim așa. Haideți, deci, să citim în capitolul 35, să citim versetul 1. Noi l-am tratat data trecută, dar facem o trecere rapidă ca să existe continuitate, coerență. În versetul, 3, versetul 1 din capitolul 35 spune: Dumnezeu a zis lui Iacov. Practic, în momentul acesta, când el stă cu capul uh, în pumn și nu știe ce să facă, reul acesta e un cutremur care îl trezește pe Iacov din letargia în care căzuse. Nu căzuse în letargie că, mă rog, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, ci cauza pentru care s-a întâmplat, de ce s-a întâmplat și începe să-și dea seama privind în urmă, cum am discutat data trecută, uitându-se înapoi, să vadă pas cu pas alegerile lui defectoase care au condus la dezastrul despre care am vorbit. Practic, ce s-a întâmplat a fost o pereche de palme zdravene date lui Iacov, care se trezește în sfârșit să înțeleagă ce se întâmplă. Ce are de făcut? Dumnezeu îi spune: Scoală-te, suiete la Betel, locuiește acolo. Practic, chemarea de a se sui, de a merge la Betel, ei, Betel, locul în care Dumnezeu mi s-a descoperit, presupunea o serie întreagă de măsuri. Mai întâi de toate, aici, la Sihem, avea, avea iarbă avea verdeață, masa verde, pentru care ar da orice cioban sau crescător de vite, ar da oricât. Acolo la Betel, teritoriul mai muntos, mai pietros, cine știe, mărăcin, capre, da, da, oi, însemna unul să facă o decizie, să ia o decizie de a renunța la avantajul material, avantajul pragmatic, pragmatismul, este o filozofie de viață care pune înaintea oricărei valori, familie, dragoste, cinste, virtute, banu, valorile, banu. Și senzațiile, tot pragmatic, să baci ceva sub nas, să te bucuri de plăcerile trupului. Deci toate acestea sunt expresii ale unei filozofii epicuriene sau pragmatism în termenii noștri. Ei, Dumnezeu, o fi, dar noi aici avem bere, avem mici, ce vrei mai mult, nu? Pânticele. Ei. Și Iacov, care trebuia să se suie de la început la Betel, a zăbovit ani de zile până când s-a întâmplat nenorocirea, și acum își dă seama că trebuie să ia o decizie, să spună stop. De acum mă despart de uh, câștig, de ceea ce m-a pasionat și m-a. Da, m-a prins, pentru că la ban ce a făcut? Laban l-a învățat câștigul, iar aici, sigur că a început să aplice metoda la ban care dădea de roade cu un preț. Să știi, nu există un câștig care să nu fie însoțit de o pierdere. Adică câștigi, uite, vreau să-mi iau o cravată frumoasă. Ei, ca să o iau, trebuie să dau ceva. Și dau o contravaloare care uneori e mai mare decât câștigul. <coughs> nu există câștig care să nu fie, să nu coste ceva. Iar acum el a câștigat pământ, a câștigat oi, s au mulțit șeptelul și a pierdut o pedina, iar starea familiei era greu de definit. O să mai discutăm despre asta. Iar pe de altă parte, suindu-se acolo la Betel, acolo trebuia să se întâlnească, nu că Dumnezeu n-ar fi fost oriunde, dar acolo avea un punct de amintire, un spațiu sacru despre care a zis aici voi ridica sau va fi casa lui Dumnezeu. Ori mergând înapoi la Betel, trebuia să iei și a doua hotărâre. Știi care? Și aici este un lucru interesant. Trebuia în sfârșit să pui pe prim plan nu oile, iarba, avantajul material, ci familia. Familia care știe atunci când ești băgat în două geaburi, când ai treburi multe, când ai miză mare și câștig. Păi, vii și tu, dacă îți ruți soția bine, dacă nu sorbi, zeama ciorba care ți-o pune în față, ei, îi mai mângă în cap pe copii sau le dai la fund că nu au făcut lecțiile, ca să fii și tu tată. Nu că dacă nu, nu ești tată. După aceea te duci la treaba ta sau te curs, sau te recorești la un televizor, computer, depinde. Ei, din momentul acesta, el trebuia să renunțe la o poziție din afară ca să-și înalțe poziția palidă și destul de compromisă de lider al familiei. Și în versetul 2 și 3 am tratat o parte din aceasta data trecută. Iacov a zis casei sale și tuturor celor ce erau cu el atenție, era casa lui, dar nu era casa lui doar, erau și slujitorii, erau toți cei care se uitau la el. Și momentul în care el își se înfățișează înaintea casei lui și spune ce n-a zis niciodată, el prin asta recunoaște și vrea să facă și o reparație. El prin asta își dă seama și o face public, nu de catifea, o face franc, frontal, spune casei sale exact ce n-a spus până atunci niciodată. Ce spune? Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Auzi? Dumnezeii străini? Comenta cineva, unul dintre teologi, că Poate stilul de viață a lui Iacov la Sihem nu prea se deosebea de stilul de viață a păgânilor de acolo. De treabă ei, de treabă și noi. Festivalul ei, e, și noi mai ne uităm la ei. Nu crezi că Dina, tocmai prin asta a putut să ajungă acolo? Pentru că se familiarizase. Nu erau două luni distincte, sacrul și profanul. Nu, no, era Așa cum să spun eu, un gard. Știi că gardul nu poate să pună zid aerului, nici perspective, nici soarelui. Există o comuniune. Și cu cât stai mai mult între pescari, încep să miroși a pește. E interesant. Lucrul acesta nu intră conștient, ci intră, spunea cineva, prin pori. Da, cultura este un continu bombardament de informații, de conduite, de repere pe care le culegi fără să știi cum. Te duci și tu în, în, Africa și la un moment dat o să spui, auzi, bă, ce să port pantaloni, și un slip, un short, pieptul gol, merg la biserică tot așa, în șlapi, pentru că și ea merg așa. Tu nu ți-ai propus, dar la un moment dat cultura îți croiește conduita. Scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Cui zice asta? Cu cine vorbește el? Cu cine trebuia să vorbească în primul și în primul rând? Ia uite-te! Într-o atitudine radicală, el se adresează celei pe care o iubea cel mai mult Rahela. Știa soțul Iacov, știa că ea are Dumnezei străin? Păi da, când a venit la ban, atunci când la ultima întâlnire se reclame Furtul terafimilor lui, acelor talismane și amulete, ea s-a așezat peste ei. Și că a spus: Nu mă pot scula, știi istoria. Iar relația dintre soția lui și aceste amulete nu era una invizibilă. Probabil seara sau la răsăritul lunii sau a soarelui, depinde la ce ținteau talismanele. Cred că o vedea bolborosind sau făcând semne lunii. Ori el era șeful casei. Până atunci, am văzut în istoria lui, a fost destul de, de manipulat de neveste. De aceea și-a ajuns poligam cu patru, nu cu una. Iar acum, după palmele, după cutremurul prin care trece, simte nevoia că trebuie să-și îndrepte spinarea, trebuie să-și îngroașe glasul, și cu autoritatea care nu e a lui să-i spună orahelo, gata. Dacă noi am suportat și am înghițit Dumnezei străin, uite unde am ajuns. Unde-i Dina, fata ta? Se ascunde, e rușine. Feciorii tăi sunt însângerați. Ce facem? Scoate Dumnezei străin. Cu o atitudine radicală, cu o voce pe care n-au mai auzit-o și o față pe care n-au mai recunoscut-o cei de casei. case iar mai departe se întoarce spre alții și spune curățați-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm să ne sunim la Betel cui spune acest lucru? celor doi, Simeon și Levi cei care aveau sânge pe haine aveau mâinile murdare pătate de viețile atâtor oameni ei, hey, ce bine ar fi fost dacă n-ar fi avut parte de cutremuri, să nu fi fost nevoie de cutremur, să fi făcut această reformă mai înainte, ca să nu fie nevoie acum să le spună, nu vezi, petele s-au uscat, schimbale, ești necurat. Și când spune, trebuie să ne suim la Betel, el justifică reforma doar printr-un singur lucru. Nici o reformă spirituală nu poate să aibă loc și nu are temei decât dacă, sau nu are forță, decât dacă stai și ne înfățișăm înaintea celuia care are stăpânire peste mintea noastră, care ne cunoaște sufletul și care ne cercetează faldurile minții. Iar el spune, gata, adio venituri, ne vom limita la cât, cât va fi necesar, adio idoli. Și în versetul 3 continuă, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua cazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Nu zice rău Iacov, Oh, dacă ar fi fost Dumnezeu cu el în toată călătoria? A, ah, în călătoria a fost, dar când s-a așezat, când și-a cumpărat pământ, oare a mai fost cu el? Din momentul acesta, Iacov trebuie să devină liderul. Până acum a fost secundul, secundul nevestelor, secundul circumstanțelor, secundul știu, influențelor lumii că, băi, băieți, nici chiar așa, băi, mai, 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 încet, în loc să spună ce căutați voi cu ei. Și în momentul acesta când vorbește despre altar, îl amintește despre rolul pe care oricare soț, oricare tată îl are în familia lui. Știi care este rolul unui tată? Este un text într-o carte inspirată, în Cartea Educația, Că tatăl este în rolul preotului. Înainte de a fi preoția levitică, cel care era preotul casei era patriarhul, adică cel mai vârstă tată, pater arhe din tâi, tatăl din tâi, tatăl cel mai mare. Arhe însmează și cel mai înălțat, cel mai uh, onorat patriarhul. Și patriarhul stângea familia, îi conducea în în rugăciune, în adorare, în jertfă. Or, se pare că el, până acum, dacă avea și Dumnezeu străin, nu putea să facă tot oficiul. Acum, însă, intră în rol. Aș vrea să fac o, o aplicație care este fundamentală. Ce vezi? Vezi pe tata, pe mama, în genunchi, cu copilul și lângă ei și învață sfințenia, îi învață sacrul, îi învață raportarea lui Dumnezeu, la Dumnezeu. Să știi că au fost oameni care au spus, mi-au spus mie, da, mă, altarul e o formă, și este, altarul e o formă, zice, și dacă eu mă rog personal, ce, care-i treaba? Știi ce? E adevărat că există devoțiunea personală, care mă zitește pe mine. Dar știi cum este cu tăciunii în foc? Tăciunii se încălzește și se motivează unii pe alții, se alimentează, se întrețin prin faptul că sunt la o altă. S-ar putea ca eu să am nevoie de inputul soției sau soția, care poate că are unele slăbiciuni de inputul meu. Dar copii, gândește-te tu, copiii, gândește numai la copii. Ei cum vor învăța? Că ei se rugă tată, 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 tată și au zis, porug, au zis uh, rugăciunea, au, au reprodus o poezie. Dar e cum să învețe decât printr-o imitare, printr-o introducere. Să știi că sfințenia, pietatea, nu se învață decât se molipsește. E contagioasă. Și când cineva este spiritual, transmite o influență. Iar altarul este momentul în care copiii învață că venim înaintea lui Dumnezeu. Îi cerem binecuvântarea, cântăm lui. Spunea cineva, ce-ar fi dacă? Ce-ar fi dacă copilul tău ar fi bolnav și doar altarul i-ar face bine? L-ai face zilnic? Sigur că da. A doua întrebare. Ce-ar fi dacă Dumnezeu te-ar amenda în fiecare dimineață cu câte 5 lei dacă nu faci altarul? L-ai face, l-aș face, că s-ar Dar ce-ar fi dacă Dumnezeu ți-ar da în fiecare dimineață 5 lei dacă faci altarul? L-ai face, oh, 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 sigur că l-aș face. Vezi, am găsit timp dacă ar, am conștientiza câștigul sau beneficiul. Ori aici este un beneficiu extraordinar. Voi știți, cântarea este un fel de rugăciune. La altar se cântă, avem 700, multe, mai multe cântări pe care le putem cânta. Sunt unele care intre și toată ziua le fredonezi. Iar dacă faci altarul, dacă tu, tată, sau dacă tată ai plecat departe, tu, mamă, sau tu, bunic sau bunică, dacă tu ești liderul spiritual și ai face altarul, uite ce scrie aici. Idolii, idolii ar dispărea. Pac! S-ar duce. Ori, dacă nu se face acest lucru, să nu te miri ca ai tăi, pentru care te rogi ai vrea să fii sigur în părăția cerurilor, o să se uite peste gard și mâine, păi mâine, o să-ți facă pa. Iar tu, spune cuvântul în deautonom, ți se vor scurge ochii după ei, când îi vei vedea că vor fi luați de la tine, duși, unde? La păgâni. Procul meu, îmi pare rău că timpul se scurge atât de repede, dar am păstrat pentru tine, pentru data viitoare, o continuare pe care merită să o vezi. Până atunci, va altarul fi ceea ce Dumnezeu te-a chemat să fii. Numai bine. Aceasta e cartea, dragul meu prieten, cartea din care trebuie și astăzi să descoperim pâinea care ne hrănește mintea, sufletul și care ne apropie mai mult de Dumnezeu și unul de altul. Dragul meu, cartea asta, cartea asta, o ai? Cartea asta este veche. Știi că a fost începută, a început să fie redactată în anul 1500 înainte de Hristos, și s-a încheiat redactarea ei în secolul I, la sfârșitul secolului I, la începutul secolului II al erei noastre. A început-o Moise și a terminat-o Apostolul și Teologul Ioan, care scrie Apocalipsa și Evanghelia. Cum poate cartea aceasta să aibă atâta aplicație, atâta mesaj pentru noi, contemporanii? Să știm un lucru orice om trăiește mai mult sau mai puțin aceeași viață, cu aceleași nevoi, cu aceleași stări de suflet, că e o psihologie generală, una singură, pe care, în care ne încadrăm toți, e generală, ne cuprinde pe toți. Avem idealuri, dorința de a trăi, teama de moarte. Avem cu toții, noi ăștia care suntem terestri, avem cu toții același pachet, zic eu, de evenimente în viață: evoluția de la copil la adolescent, la maturitate, școală, familie, copii, nepoți, bătrânire, pensie, așteptarea morții. Și vezi, atunci când citești istoria celor de aici, găsești tot timpul nu doar aplicații, ci paralele. Și practic în sulul cărții, spunea autorul David, psalmistul, în sulul cărții sc te scris despre mine. Dacă știi să citești, dacă ai ochi, spunea un băștinaș, un canibal, ce e cartea? Cartea e o gură care vorbește. Dacă știi să o auzi? Sigur că da. Ei bine, eram noi împreună, studiam capitolul 35 și l-am zărit, l-am regăsit data trecută pe Iacov într-o ipostază cu adevărat de bărbat. Era, într-adevăr, liderul casei, ceea ce până atunci nu fusese. Nu discutăm de trecut, că pierdem timpul. Și ce se întâmplă acum? Să citim ca o legătură primele versete din capitolul 35, le citim împreună. Iacov a zis casei lui și tuturor celor ce erau cu el, Scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru. Curățați-vă și schimbați-vă hainele ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi dedica un altar Dumnezeului care m-a ascultat în ziua cazului meu și care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o. Iar partea interesantă este: atunci când tatăl, când liderul, este autoritar și știe să vorbească clar, fără să dea de înțeles că mai există vreo fisură, vreun punct de ascunziș, vreo scuză, vreun alibi, versetul 4 este extraordinar. Ceea ce ar fi trebuit să se întâmple cu mult înainte. Ei i-au dat lui Iacov toți Dumnezeii străini care erau în mâinile lor. Și acum, dragul meu, stau și mă gândesc Dumnezeu străin. He, noi suntem creștini de 2000 de ani. Ce Dumnezei străin avem noi? Când noi la Hristos ne rugăm, de Hristos înjurăm, noi eu, oamenii, păi noi altul nu știm, ei, și de ăla alt, cu coarne, da? Dar noi de regulă, noi de un Dumnezeu știm, că suntem creștini de 2000 de ani, și în pușcării, și în libertate, și în Cârcium, și în Mă rog, case de tolianță, suntem creștini de 2000 de ani. Noi, Dar mă întreb, un creștin cultural, ca cei de azi, poate avea Dumnezei străini? Este un text din Ezechiel care spune, nu-l caut, zice așa, Fiul omului, oamenii aceștia își poartă Dumnezei în inimă. Deci pot exista Dumnezei străini adică care nu sunt Dumnezei și care au substituit rolul pe care Dumnezeu trebuie să-l aibă de stăpân peste om, de comandant suprem al minții, al actelor omului și au devenit aceștia, zic eu, tiranii, dictatorii care dictează, nu ca Dumnezeu, ci dictează cu bici, cu durere, toate deciziile oamenilor. Hai să <coughs> să facem o mică listă de Dumnezei străini. spune te rog, ce anume mână pe om în acțiunile lui? Păi, <coughs> pentru ce trește lumea? O să spui pentru burtă, să mâncăm și să bem. Eram unde eram, într-un cerc și prezentam niște Îndrumări de stil de viață. S-a constatat, de exemplu, prin studii științifice, studii care au apărut în cărți, traduse chiar și în limba română. Am acasă o carte care se numește Epidemiologia bolilor netransmisibile, publicată în editura medicală, tipărită la Iași, de către staful uh, de medici, profesori de acolo. Și acolo se citează că adventiști din California, un lot de 47.000 de, mii de subiecți de test, au demonstrat un prac mult mai uh, sănătos și cu o speranță mult mai mare de viață. De exemplu, între 7 și 11 ani, adventiștii din California trăiesc mai mult decât vecinilor care nu au obiceiul stilului de viață adventist. Adică, Ăștia fumează, adventiștii nu fumează. Ăștia mai drag, mai pilesc la măsia. Ăia nu consumă alcool deloc, nici bere. A, bere fără alcool. Dacă chiar n-are alcool, pot să bei, dar e amară. Trei, ăștia nu mănâncă niciun fel de carne sau doar anumite uh, produse de carne pe care Scriptura le-a confirmat că sunt curate. Nu curate ca igienă, ci curate pentru corp. N-au toxine. 4. ăștia fac mișcare, nu stau tot timpul și butonează. Cinci, au o activitate și o relație familială și de grup. Ei se întâlnesc și în timpul săptămânii, fac acțiuni de binefacere, nu doar să stai să te uiți la uh, cum joacă copiii fotbal. Au anumite lucruri care stimulează și îmbogățesc, înfrumusețează viața. Și le prezentam acestor oameni ce însemnează stil de viață. Și după ce au fost convinși de n-au avut ce să spună, mă rog, multe lucruri, unul a zis concluzia, pe oameni buni, e bine să treci mai mult, e bine. Dar dacă n-ai mâncare, dacă nu mănânci, dacă nu pentru, pentru gusturi, pentru ce să treci lung? Mai bine treci scurt, dar satisfaci pofta. Ei, vedeți, dragii mei, aici e problema. E un Dumnezeu, patima, pofta practic, aș putea să-i numesc pe degete, dar o spun foarte pe scurt, mă refer doar la doi. Hai la trei. Dumnezeul care dispune de instinctul de supraviețuire, mâncat, băut, dormit, mișcare, se face plăcere, este miști. Al doilea Dumnezeu care dispune de instinctul de apărare, de orgoliu. Ce bă, să vorbească el de mine, nu îl iert, îl pun la punct. Al treilea Dumnezeu și ăsta, al doilea, face ravagii, strică relații, prietenii, dușmănii, plus că conduce la un ciclu, un cerc vicios de re -răzbunări. Eu pe el, el pe mine și se escaladează totul. Iar al treilea, oho, ce Dumnezeu blestemat e ăsta! un Dumnezeu străin, se cheamă instinctul de reproducere, sexul. Și dacă astăzi există ceva care să biciuiască mai mult decât orice, și generația de seniori, și generația de copii, de tineri, ci că la 11 ani este vârsta medie când copiii, nu, generația tânără, ia contactul cu pornografia. Sunt studii făcute. 11 ani, când el nici măcar nu știe, n-a crescut uleiul nici la subsoară, nici pe față și el deja este pus în fața unui capitol uluitor pentru el. Unui îl scoate de pe șine. Păi da, la ora actuală, ăștia Dumnezeu. Dumnezeii. A, banul, alt, alt Dumnezeu. E chiar că ăsta nu este atât de abstract, dar e o pasiune care te îmbolnăvește. Un alt Dumnezeu. Imaginea. Poziția mea în lume ce o să zică lumea? Bă, e adevărat, așa, scrie în carte, exact așa, n-am ce zice. Dar dacă fac așa, ce o să zică rudele mele? Și o cunosc pe cineva care citește Scriptura, dar, știi, rămâne mai departe și îl urmărește, îl urmează pe Hristos, cam cum îl urma Petru când îl duceau pe Hristos în arest la Ana și Caiafa. Și că Petru îl urma de departe. Păi nu merge asta ești ucenic, ești creștin, îl iubești pe Hristos, fă, mergi cu El, nu-ți fie rușine de El. Ori, vezi, sunt atâția Dumnezei, ce o să zică șeful, nu, geabul? păi ce o să zică nu? vecinii, uite bă, ăsta, om în toată firia, om cu carte, cu școală, nu ca mine, și s-a pocăit. Păi dar, hai să fii un martor, hai să fii ce, un, un stimulent pentru Dumnezeu și pentru bine. Dumnezei străini, mai am eu un Dumnezeu sau doi pe care ți-i prezint imediat. Deocamdată, Dumnezei străini erau la ei talismane și amulete. Ceea ce vezi pe ecran sunt tot felul de simboluri, unele cu cuvinte magice, altele cu simboluri, semne magice, altele cu chipuri figurative, care să te apere de, de scântec, să îndepărteze elele, să aducă peste tine noroace, așa zicea cineva, de la noroc, nu norocul noroace, să îți deschidă uși la cei pe care vrei să-i cucerești, fie că sunt bărbați sau femei. Îți dai seama, eu exista pe vremuri în evul mediu filtrele de dragoste. Dacă ai auzit de un nume foarte faimos și vestit, îl chema Nostradamus. Nostradamus e vestit prin, prin faptul că a făcut filte de dragoste. Restul profeției al nostru profeții, sunt uh, dadaisme, nu vorbim acum despre el. Dar orice om serios, dacă vrea să le citească, vede că sunt uh, Harababur, Abracadabra, Haloimas. Dar cert este că el a făcut și filte de dragoste, adică baci, un ceai cu nu ce combinații și deodată ai să vezi că ăla, care nici nu se uită la tine, îți va cădea la picioare. Ei, toate aceste lucruri oamenii le purtau, iar acestea sunt expresia superstiției. Eu sunt superstițios și știi tu, eu nu cunosc toate uh, Pârghile și mecanismele care conduc viața, destinul, dacă crezi în soartă, că ce ți-e scris, atunci chiar că ai nevoie de talismane și de altele. Dacă crezi în Dumnezeu, atunci n-ai problema cu soarta și cu blestemul și cu ce ți-e scris, nu mai există. Ei bine, ei aveau cu sine aceste lucruri pe care Bietul Iacov le tolera. Partea interesantă. Iacov le spune, scoateți Dumnezeu străin. Și după ce spune Scriptura, și toți i-au dat lui Iacov Dumnezei străini, în versetul 4 se precizează. Și cerceii pe care îi purtau în urechi. Interesant că Iacov n-a suflat o vorbă de cercei. Iacov n-a spus. Pentru că au diferite, știu eu, diferenți cercei. O să ne uităm imediat în ei. Uite, să vezi numai puțin. Acestea sunt cercei din antichitate. I-am ales pe am căutat. Uh, unii cercei se prindeau pur și simplu pe semicercul uh, lobului urechii, adică uh, pavilionului urechii. Puneai acolo, nu găureai și apărea jos, în dreptul lobului, un cap de știu, zeu, o arătare sau se gărea urechea în modul mai barbar, mai dureros și se atârna de ureche ceva, un atârnățel o, un cercel. Majoritatea cerceilor, sau toți, la data aceea toți, pentru că era o lume care își reprezenta altfel locul omului în univers. Universul era, îți dai seama, planete, care sunt niște ființe, vântul, norii, fulgerul, chiar și păsările, sunt toate încărcate cu o conotație mistică. Iar omul în această lume necunoscută și amenințătoare avea nevoie să facă din orice lucru, chiar și din băutură, chiar și din laptele de dimineață, și că este laptele de bun augur. Uh, eram undeva, uh, mă rog, căutam un obiect într-o piață și omul zice, domnule, iaște la mine să fii primul ca să meargă mie bine, bine toată ziua. Auzi? Superstiție, dacă ei la ora aia, merge toată ziua bine. Deci, tot felul de superstiții. Și cercei, la data aceea, aveau cert. Toți cercei aveau o conotație mistică. Dar suntem azi. Apropo, o fetiță întreabă pe... Nu mai era fetiță, era la 14 ani, deja adolescentă, prindea formă de domnișoară și îi spune Tăticule, da, uite, și vecina, și Miriam, și... Anica și Sofia au cercei. Dar de ce nu aș putea să port cercei? Și tatăl a spus, ia vin un Uite-te, știi ce sunt? Păi cercei, zice fata. Ne, 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 sunt cercei. Dar tu știi că, de regulă, mulți, nu spun toți, cercei de azi, au și ele, au și ei conotații mistice. Tot ce vezi aici, pe acest ecran, sunt cercei vica, adică de vrăjitorie. Acolo este pentaclu în colțul din stânga sus. Este acea pentagramă în cerc, se cheamă pentaclu. Din coace e trischele, trischelele, este acea împletitură de trei colțuri. Sunt, mă rog, n-am pus toți, șarpele, crucea lui Tamuz, este o cruce care se termină cu o buclă sus, ea, crucea lui Tamuz, e babiloniană. Și toate acestea sunt legate de superstiții. Chiar dacă nu crezi în ele, faptul că le porți este un omagiu pe care îl aduci cui? Nu lui Dumnezeu, ci vrăjmașului. Iar vrăjmașul am asistat la situații, nu le descriu acum, în care doar pentru faptul că în casa cuiva era un obiect cu o semnificație diabolică, acolo se <coughs> manifesta puterea celui rău. Până când a fost scos obiectul și atunci cel rău n-a mai avut pretext. <coughs> Dar o să spui, stai nene, tu te și să vezi cercei care n-au nimic decât perle, aur, tot felul de bijuterii filigranate, frumos lucrate. Da, ai dreptate. Aceștia sunt cercei care, o să te super pe mine că devin bijutier, acum încep să-ți dau tot felul de explicații. Ei sunt care n-au efect magic ce un alt fel de magie, se numește psihologicul. Știi ce e psihologicul? Omul se află într-o competiție. De când e păcatul în lume, fiecare gândește așa, eu sau el, care pe care, cine e în control, cine conduce, eu sau tu, eu sau tu. Copilul, când ajunge la adolescență sau tânăr, îl contestă pe tata. De aici a făcut Freud, păcătosul, a făcut, a construit complexul Oedip, o competiție. Dar, ieșind afară în lume, toi vrea ca oamenii să-și focalizeze atenția asupra ta, nu asupra vecinei sau a, a, a competitoarei. Și oamenii folosesc bijuteriile în general, un scop. Știi care e scopul? Scopul este să-ți crească valoarea. Numai un om care are o imagine defectă de sine, care nu se vede, știu eu, bine, omul acela simte nevoia să adauge, poate în glumă, să prindă un sutar la haină sau 100 de euro, să-i crească valoarea. Ei, nu 100 de euro, obiecte care care îți cresc valoarea. Eu cred că acest lucru poate fi și un semn de complex. Și mai încă un lucru. Două lucruri. Psihologicul e făcut, sau obiectul, podoaba, e făcută să te ridice. Ori știi cine a avut această teologie a înălțării? Te amintești? El cheamă Lucifer. În cer. El zicea, citește rog, Isaia 14 cu versetul 13, 12, 13, 14 și acolo spune mă voi sui, mă voi înălța, mă voi așeza mai presus, voi ședea pe tronul lui Dumnezeu, voi fi ca Dumnezeu. Ori înălțarea nu este Spiritul lui Hristos. Hristos spune că s-a smerit. În Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5, spune să aveți în voi mentalitatea care era în Hristos. El, deși era Dumnezeu, ne-a socotit ca un lucru de apucat, cum diavolul a socotit să apuce de a fi opotrivă cu Dumnezeu. Și s-a smerit, s-a umilit, a coborât. S-a făcut mic, 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 până când s-a făcut rob, om, blestemat. Păcatul a putat blestemul păcatului, blestemat cel care este atârnat de lemn. Și Hristos a murit moarte de cruce. Acum, dacă ești ucenic, Cred că ar trebui să te gândești. A cui filozofie o adopți? A înălțării sau a smereniei? Eu nu cred că smerenia înseamnă să te îmbraci în sac, să spui ce nu în cap. Nu. Dumnezeu a făcut frumosul. De un frumos modest, un frumos discret, un frumos nobil, nu țipător, nu ceva care să te, să te arunce în ochi. Uh, uh, sunt aici! Și mai un lucru. Ultimul, vis-a-vis -vis de acest acest cercei, nu o să mai vorbim, cred că până oi trei despre bijuterii. Acum este ocazia. Știi ce se întâmplă? Cine nu-i mulțumit de cum arată și s-o că e nevoie să adauge culoare pe față, e nevoie să, știu eu, să creeze proeminență labilor, gurii, cine dorește să să corecteze înfățișarea adăugând ceea ce nu are din naștere aduce o ofensă o jignire lui Dumnezeu spunând băi iartă-mă Doamne, mă fac și eu ca de ce n-ai făcut tu acum mă obligi ca în fiecare zi să pun din nou că se șterge, trebuia tu să faci adică sunt nemulțumit de Dumnezeu de înțelepciunea lui și simt nevoia să-i aduc o corect corecție, să spun, aici ai greșit, Doamne. Dacă n-aș fi eu, care să am și eu ochi și gust și spirit estetic, să fac așa cum ar trebui să fiu. Dragul meu, există două feluri de frumosuri. Există frumosul care emană dinăuntru și este distinția nobilului și a modestiei și frumosul artificial al lumii. Iar dacă ne luăm după frumosul lumii, că dacă pierdem criteriul, sigur că ăla e frumosul. Mi, mi se pare că e altul frumosul. Trebuie să-ți cureți ochii, să-ți cureți mintea și atunci vei vedea că Dumnezeu a creat pe om desăvârșit, frumos și nu mai e nimic de adăugat. Și să mai spun un secret acum, înainte de încheiere. Dumnezei străini trebuie să fie scoși. Fie că sunt de un lucru, de, un, de o formă sau alta, tot ceea ce pe mine mă îndepărtează tot ceea ce strică imaginea lui Dumnezeu din mine e sacru și profanul. Sacrul este prezența lui Dumnezeu, profanul este ceea ce mă întinează, ceea ce aduce spiritul lumii asupra mea. Dragul meu, draga mea, suntem copiii lui Dumnezeu și avem nevoie să scoatem toți Dumnezeii străini. Iar dacă eu spun, dar ce este? E o, o bucată de ceva, e o valoare, dar eu nu țin. Prin faptul că nu poți să renunți, mărturisește că tu ții. Deci eu nu țin, ții și nu poți renunța. Ori atunci când nu poți, atenție, devine Dumnezeu. Să ne că Dumnezeu de orice Dumnezeu străin. Și să ne alipim doar de Dumnezeu nostru minunat. Poți să spui amin? Amin. Găsit prietene, chiar că sunt bucuros, că uite, avem încă o zi de viață, ca să ne amintim că nu suntem singuri pe pământ, că noi doi avem o istorie, uite, mă uit drept la tine. Și chiar dacă eu nu te văd, știu că ești acolo și te uiți și tu la mine. De fapt, cine sunt eu, nu la mine. La acest sfânt cuvânt inspirat. Iată-ne într-un itinerariu, într-o călătorie. Și vrem să explorăm tot ce ne spune Dumnezeu în așa fel încât viața noastră să cunoască o remodelare. Eram la Geneza, capitolul 35, când în sfârșit un om palid din umbră iese în prim plan și spune De acum, gata, e hotar, ne-a cutremurat nenorocirea suficient încât trebuie să luăm o hotărâre. Și Dumnezeu, cum spuneam cu ocazia anterioară, convertește tot răul spre bine. Dumnezeu, nu ele singure. Și într-un moment critic, hotărât să renunțe la beneficiile sihemului, la pășunea bogată, la negustoria, afacerea, comerțul și să ia viața lor o direcție spirituală. Iar Iacov îi somează Scoateți Dumnezeii străini. Și am citit ce s-a întâmplat. În versetul 4 din capitolul 35 scrie că ei, adică familia, fiii, servitorii, robii, ei au dat lui Iacov toți Dumnezei străini care erau în mâinile lor și Iacov i-a îngropat în pământ sub stejarul de lângă Sihem. <coughs> Știi, dacă citești scriptura, așa, pe deasupra, ca în maniera în care un patinator aleargă peste gheață. Nu cade în gheață, nu se afundă. Deasupra. Când citești e frumos și bravo Iacove, ai făcut o treabă bună, ai reușit să scapi tribul tău de Dumnezei străini. Am citit totuși un comentariu al unui om al lui Dumnezeu care s-a oprit și a spus, stai puțin, ce a făcut Iacov cu Dumnezeu străin? ți amintești ce a făcut Aaron cu vițelul de aur? Ci că l-a tăiat bucăți și l-a ascuns sub un stejar. Cum? A, nu l-a tăiat. L-a ascuns de tot. Ia, uite-te. Aici este o comoare. Știi ce se ascunde în pământ? Nu se ascund, uh, nu se pedepsesc sau se îngroapă Dumnezeu străin, ci ceea ce are o valoare. Iar aici? e foarte posibil ca omul să fie înțeles sau să-și să, se, să -și fie arătat slăbiciunea. Nu cumva Iacov ar fi trebuit să facă altceva cu acești Dumnezei străini? Nu cumva Iacov trebuia să aprindă un foc uriaș și să să-i arunce în foc sau să-i facă bucăți, să-i calce, să-i strice? S-ar putea ca Iacov să aibă să fie avut această slăbiciune. Să fie evitat să jignească mult prea mult, să rănească sentimentele celor care i-au iubit. Băieți, nu-i stric, da? Îi băgăm sub teren, să nu-i mai vedem. Sunt acolo? Sunt, sunt. Comentariul acesta s-ar putea să aibă un rost și un sens. Pentru că e foarte posibil ca și noi să facem asemenea greșeli, să considerăm că harul și iubirea să corcolească păcatul. Păcatul e păcat. Lucrul ăsta trebuie spus cu dragoste. Trebuie spus atunci când omul te poate primi. Nu, bici, jap, jap. Nu, asta nu fac bine. Dar atunci când, cu adevărat, s-a stabilit o punte de comunicare, de comuniune cu omul, trebuie să spui păcatului pe nume, cu dragoste. Fără simțământul să-i transmiți simțământul judecății, că tu îl judeci, îl evaluezi, îl etichetezi, ești un păcătos. Nu, toți suntem păcătoși. Care e bună la tu, eu? <gântu -i> suntem la fel, o apă și un pământ. Doar Dumnezeu e bun care ne scoate de acolo și ne dă o etichetă neprihănit prin sânge, sângele lui Hristos. S-ar putea ca gestul pe care l-a făcut Iacov să îngroape idoli să nu fi fost un gest de integritate. Să fi fost o slăbiciune. Dar și schimbările, să ne înțelegem, nu se fac totdeauna și nu toți au puterea să le facă instantaneu pe loc. Mă gândesc la istoria care a urmat. Ei se aflau în, într-o menghină. Sihemul fusese distrus prin nebunia, prin spiritul apric al firilor Simeon și Levi al lui Iacov. Iar popoarele din prejur, ce popoare? La câțiva kilometri era o așezare, la câțiva kilometri alta altă așezare. Hai să spunem, în medie, 30-40 kilometri, ca să fie loc destul pe pășuni. Au aflat aveau rude, cunoștințe, toți. Iar ei acum urmau să se facă față barosului de răzbunare care venea din toate părțile. Ori acum ar fi fost foarte util, ar fi putut spune, sau chiar au zis slujile, robii, prizonierii care i-au luat, acum avem nevoie de Dumnezei ca să ne apere de ei. Iar în acest moment Iacov îi lipsește de acești Dumnezei ca să nu avem decât o singură apărare. Și apărarea este doar la Dumnezeu. În versetul 5 scrie: Apoi au plecat. Groaza lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetățile care îi înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. Stai să ne gândim puțin. Groaza cui? Păi era și un, știu, un argument legitim. Bă, și că ăștia care au, care au, venit aici sunt cumpliți, au săbii. Cum să ne ducem noi peste ei? Nu era groaza lor, groaza fiilor lui Iacov. Nici a acoliților, a asociaților, slugi, robi. Era altceva. Groaza lui Dumnezeu. Știi ce e groaza lui Dumnezeu? E un simțământ care nu vine de la om. Am stat odată în fața unui bătăuș. Nu vă spun că istoria e lungă. Am fost trimis ca să scot un tăciune, o castană fierbinte din foc. Și mi-au spus oamenii, fii atent, asta bate. Ăsta bate. M-am dus și când am ajuns în momentul cheie, mi-am scos ochelare și am spus, fii atent, sunt pregătit să mă și bați. Dar aceasta, acesta e cuvântul Domnului. Mă crezi? Am văzut cât de bun e Dumnezeu am văzut cum groaza Domnului îl, îl demobilizează, îi ia energia și omul pur și simplu s-a uitat uluit, știam că poate să bată, a bătut palții, se uită la mine uluit și se întoarce și pleacă blestemând. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că noi nu avem absolut nimic. Groaza lui Dumnezeu este mâna care vine să mustre demonii din spatele oamenilor, să creeze confuzie în mintea lor. Am citit din istoria husiților un caz extraordinar. Poate auzi de cine, de cine au fost husiții. Husiții au fost urmași unui reformator ceh boemian numit Jan Hus. Ian Hus, dureros, a fost ars pe rug de Cine nu era predic de el, de inchizitori, de decizia de dat atunci, de atunci, din vremurile acelea, 1415, de către pontiful din Vatican. Și a fost ars pe rug, iar urmașii au spus, noi mergem pe urmele lui, nu cedăm. Au fost, nu pot să spun acum numărul exact, dar dacă spun nouă cruciade, poate sunt aproape de numărul acela. Când la degetul celui care hotăra peste vii și morți la data aceea, pontiful, au pornit trupe, oști, cu scuturile marcate de o cruce, cruciați. Au fost nouă cruciade care se extermine pe husiți. E drept că husiții au avut o strategie, o tactică de luptă. Ei au inventat fortul mobil, prin căruțe puse unele lângă altele, în spatele cărora erau cu arcurile, mă rog, și uh, nu permitea brațul, brâul de căruțe care fortificația aceasta să uh, fie nimiciți așa ușor. Dar, în câteva ocazii, cel puțin două sau trei ocazii, e studiu, e document, în momentul când husiții pe deal, de obicei se adunau pe un vârful unui deal, femeile erau în spatele căruțelor, acolo crotite cu copiii, iar ei se adunau pe deal și când veneau cruciații, ei începeau să cânte husiții, începeau să cânte un imn. În momentul când ei cântau, cântau, nu făceau nimic, panica penetra rândule, ăștia dădeau dosul și fugeau. Ce era? Era groaza lui Dumnezeu. Dacă ai ști tu Că atunci când ești cu Dumnezeu, chiar cei mai puternici și amenințători pot să fie îmblânziți, pot să fie diminuați la niște oameni neajutorați. Atunci nu te mai teme de oameni. Eu acum mă gândesc la groaza Domnului. Oare era drept Dumnezeu să trimită groază în cei care, pe drept cuvânt, puteau să răzbune? Vinovăția, ticăloșia filului Iacov. Iacov a greșit. Fiii lui au greșit. Și totuși, Dumnezeu îi apără. Nu cumva Dumnezeu e părtinitor? Vezi? Dacă Dumnezeu n-ar fi părtinitor, ne-ar nimici pe toți. Că toți suntem vinovați și pe toți ne îngăduie. Ne acoperă cu mantaua milei. Strigătul ăsta, Doamne, dacă ar fi Dumnezeu, n-ar mai. Fii răi pe pământ. Pentru că noi ne considerăm buni, iar ăștia răi. Ori dacă noi am ști, dacă noi ne bucurăm, am fi conștienți că ne bucurăm de mila lui Dumnezeu, Dumnezeu e părtinitor și cu noi, și cu ei, și cu toți, că e Dumnezeu păcătoșilor pe care vrea să-i mântuiască. Și pentru că Iacov se căia, a luat o decizie, a renunțat la felul lui îngăduitor, permisiv, duplicitar și a luat o decizie. Dumnezeu a avut un plan pentru el. Dumnezeu nu se grăbește să pedepsească, pentru că scopul lui nu e pedeapsa. Pedeapsa va veni la sfârșit, nimicirea prin foc. Nimicire, nu chin, nimicire prin foc. Ori pentru noi, Dumnezeu vrea, ca și pe păcătosul cel mai înrăit și îndrăjit, să-l salveze. Și acum să citim versetul 6 din Geneza 35. Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. E remarcabil cu câtă exactitate scrie Moise, pentru că Moise este cel care ne redă acest raport, câtă geografie știa Moise. Pentru că atunci când spune Betel în țara Canaan, el menționează nu Betelul din țara hetiților, Betelul din țara Canaan. Pentru că exista și există dovezi arheologice, un alt Betel în altă parte. Dacă vrei să ne uităm pe hartă, am mai arătat odată harta aceasta, dar e bine să ne reamintim. Aici este Marea Moartă, jos se vede, sus este Lacul Galilei. În dreapta e Sucot și Abocul, în stânga Sihemul, Bulina Neagră, Betelul, Bulina Roșie. Sunt 45 de kilometri între Sihem și Betel. Mai jos e Ier Ierusalimul, Hebronul, Hebronul unde locuia tatăl său uh, Isaac, în Hebron. O să ajungă imediat acolo. Și-au pornit în călătorie spre Betel. Ei, Betelul, eu ori de câte ori mă întorc în Sibiu, pentru că, așa cum v-am mai spus, acolo mi-a fost copilăria, acolo mi s-au croit comandamentele de viață, acolo, având părinți buni, iubitori, am fost fericit ca copil. Ei, am luat și bătaia, am și plâns, dar merita. Dar așa, când mă amintesc, mă amintesc doar de imagine frumoase, de dragostea mamei, de cânte cu ei. Evenimentele sfinte, frumoase, ne impresionează. Imaginați-vă cum s-au întors ei spre Betel. m a ajuns în locul acela în care Iacov a fost singur, n-a avut nici neveste, nici copii, nici rob, nici roabe, nici turme. Cât că a început să povestească, vedeți, acolo, lângă stânca aceea, mi-am pus piata sub cap. Și câte oameni au impresionați, pentru că au zis povestea, dar acum o vedeau la fața locului. Tată, ce este piatra asta căzută, că era o piatră specială? E, zice, a trecut mult, 30 de ani. Au trecut 30 de ani de atunci. Aceasta a fost piatra pe care am pus-o ca semn de amintire. În versetul 7, citesc. Și Iacov a zidit acolo un altar și a numit locul acela El Bethel. Betel. Căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Și tu să-mi spui, stai puțin, dar nu l-a numit Betel atunci? Ei, știi cum e? Nuntă de aur? Pardon, nuntă. Nuntă de argint? Mai facem o nuntă, dar... Păi da, fostul. Nu e o nuntă. Este o amintire și ne renoim jurământul. Nuntă de aur. Nuntă de diamant. La 50 de ani, nuntă de diamant. Îți dai seama, sunt diferite, sau nu, Nu de aur la 50 și la 60, nu mai știu, dar sunt ocazii în care ne reafirmăm poziția și jurăm din nou și renumim familia noastră familie. Ori acolo când Azidit a repus stâlpul în vârful unui morman de pietre, o să vedem, o să citim imediat, și a numit numele nu Betel, ci Eil Bet Eil. Bet el însemnează în ebraică casa Bet El a lui Dumnezeu. Iar Eil, Eil, e Dumnezeu sau cel, cel atotputernic, prea puternicul. Deci Dumnezeul Betelului, Dumnezeu puternic al casei sale. Așa a fost numit, a fost renumit locul acesta. În timp ce erau în drum la Betel, apare un, o paranteză, o nișă în povestire, pentru că ei povesteau, ei textul relatează cursiv evenimentele în ordine cronologică. Numai că aici apare o paranteză. În versetul 8 apare următoarea mențiune care parcă nu are nimic de a face cu ce a fost, nici cu ce va fi. În versetul 8 scrie, Debora, doi ca mama lui Iacov, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele Stejarul Jalei. Cine este această Debora? Probabil că Probabil că nu știi. Semnificația numelui Deborah înseamnă albina. Albina. Iar ea a fost dată ca, a fost doi ca Rebecca să însoțească pe Rebeca în drumul ei spre căsătoria cu Isaac, fiul lui Avram. Și interesant, această mamă substitut, această persoană care a substitut rolul parental este amintită acum, la Betel. Și și-au pus mâna în cap teologii și au spus, da, ce legătură are cu Betelul? A, ah, ci că a fost îngropată mai jos de Betel. Probabil că mergând în drum, zice, stai, stați, opriți, a zis el Iacov. Vedeți, aici este mormântul de Borei și se face o paranteză introducând că Deborah a murit și a fost îngropată acolo, iar ei în drumul lor au văzut-o. Vari Varianta întâi, o versiune. Versiunea a doua. Probabil, după ce a ajuns la ban, Rebecca să fi spus, Auz Deborah, am auzit că s-a însurat amărătul ăla de fimiu, Iacov, care e fugărit. Du-te, te și ai grijă de copiii lui. Și nu se spune că s-ar fi dus la porunca Rebecăi, să meargă, să aibă grijă de copii, mulți copii ai lui Iacov. Varianta a doua. Varianta a treia. După moartea Rebecăi, Deborah zice, nu mai am rost aici, mă duc înapoi la ei mei. Și când s-a întors, a găsit pe Iacov. Și apoi, luându-și rolul de substitut parental, să-l fi însoțit și acum când a ajuns la Betela, lăsați-mă, am 150 de ani, ar fi avut, dacă ar fi murit atunci, 150 de ani. Nu este o vârstă exagerată, vreau să, nu mai pot, mor, lăsați-mă aici. Și acolo a murit și au îngropat. Varianta patra. Când s-a întors Iacov, să știți că între timp, chiar dacă nu menționează scriptura, imediat s-a dus la Hebron, la tatăl său. Și acolo, ei, cine e aici? Știi cine e Deborah? Era chipul pe care Iacov, puiul, copilul, i-a fiind cu mama lui. Ca o bunică, l-a văzut de întâia dată. A fost chipul care, pe care l-a îndrăgit. Chipul care i-a zâmbit. Știi că un părinte zâmbește într-un fel este încărcat cu simțământul autorității, o bunică zâmbește altfel și cred că s-a gudurat lângă ea și a i-a spus pe nume, nu prințul, i-a spus pe nume Iacobiță, l-a mângâiat, s-a jucat cu el că Doica are un alt rol decât tatăl și mama. Asta este varianta ultimă, iar când a murit? Numește locul de încropare stejarul jalei. Fii atent, te rog. Ea, Rebecca, nu e menționată niciunde încropată, nici nu se spune de un stejar al jalei în dreptul ei. Și mama, nu întâmplător, uneori, uneori, altcineva este mai drag și nu e bine. Altceva este mai apropiat de copil și ascultă gângurerile lui și împărtășește e, păreri, gânduri, povestiri. O, de nu le spune mama, ci bunica. De ce? Și nu odată spune, am întâlnit fete, băieți care spun, ei, dacă eu sunt în credință, e datorită bunicilor. Părinții au fost și ei credincioși, oameni buni, dar au fost preocupați să ne aducă mâncare, pită, să ne aducă lapte. E, dar bunicii aveau timp de noi. Când ai timp de un copil, sigur copilul se leagă de tine. De Rebecca nu spune stejarul jalei, iar stejarul jalei vrea să spună că a fost o tragedie, o durere mare, că au jeluit, așa cum, cum în Orient oamenii plângeau un mort. Nu este oare lucrul acesta interesant? Dragul meu, trebuie să rămân încă puțin aici la subiectul părinte. Ce bine ar fi dacă ne-am gândit mai dinainte cum mă va reprezenta în mintea lui fiul sau fica mea după ce timpul va fi trecut. Cum mă va vedea ca cel care a făcut din mine un cal bine dresat, un cal arab pur sânge, cu biciu jap, treps, lexi Sau să fi fost un prieten, un prieten. Eu cred că influența noastră e cea mai importantă și a nu, se, nu va putea duce roadă și nu va putea modela chipul celui pe care îl iubim decât atunci când ne luăm timp și dorim suflet, dragoste, chiar și atunci când mustrăm. Ceasul mi-a sosit să închei. Ai copii, ai nepoți, ai vecini, ai copii în jur fie o deboră, nu o legătură de sânge, ci legătură de dragoste, care va face ca oamenii să spună, am avut pe cineva care m-a iubit. Îți doresc să meditezi asta și să fii și tu fericit, măcar cum sunt eu. La revedere! Bun găsit la această nouă întâlnire, la pâinea cea de toate zilele. Dragul meu, prieteni, suntem într-o călătorie de mai multă vreme și în călătoria aceasta, însoțindu-l pe Patriarhul Iacov, cu cei 11, vom vedea că va veni și al 12 la fiu, am ajuns printr-un șir întreg de tuneluri, de evenimente stringente, tensionate și mergând cu el la fiecare bornă de eveniment, stăm și cugetăm. Pentru că ceea ce scrie despre Iacov, de fapt, nu îl privește pe el, el e de mult amintire, ci pe noi cei care astăzi și poate zilele care vor veni, cercetăm mersul vieții noastre. Scriptura este oglindă și în oglinda a ea ne vedem pe noi, iar dacă avem înțelepciune să învățăm din experiențele altora, atunci cu adevărat ne deschidem fereastra viitorului spre perspective luminoase. Suntem așadar în capitolul 35 și anume îl găsi pe Iacov după o serie întreagă de evenimente, unele mai tulburătoare ca altele, îl găsim în sfârșit în drum spre locul unde Dumnezeu a făcut uit că se va întâlni din nou cu el. Sau i-a dat de înțeles că dacă se va întoarce, vor avea o experiență, o întâlnire comună. Suntem la Genesa 35 cu versetul 6 și citim împreună Iacov și toți cei ce erau cu el au ajuns la Luz, adică Betel, în țara Canaan. Avem o imagine ca unde se află Betelul, este bulina roșie, față de Sihem, punctul de plecare. În Israel toate distanțele sunt scurte. Sunt 45 de kilometri care vor aceea chiar oi să ai în 12 ore ai străbătut distanța fluierând. Ei, cuvântul spune în continuare că acolo a zidit un altar și a numit locul acela Eil Betel, adică Dumnezeul Betelului, căci acolo îi se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. Ceea ce vedeți acum în imagine este un altar autentic, un altar dezgropat în urmă cu vreo 40 de ani, undeva pe la Berșeba, este o zonă în Israel, care datează din secolul 9 sau 8 înainte de Hristos. Observi coarnele care jucau un rol important pentru slujirea sângelui. Jertfa își dădea sângele doar vărsatul sângelui, fără slujirea sângelui pe altar, nu avea eficiență, efectul, nu putea să facă ispășirea. De aceea, Mântuitorul nostru, după ce a murit pe cruce și a dat, dat sângele și a vărsat sângele, acum are un rol special, aceea de slujire a sângelui în sanctuarul ceresc. Zonă despre care teologia de rând nu prea se interesează și nu prea vorbește, deși este de cea mai mare importanță. Ei, când a venit Iacov la Betel, el făgăduise că dacă mă voi întoarce sănătos, dacă mă voi pezi pe drum, pe drum dacă îmi voi da haine, mâncare și voi ajunge sănătos înapoi, aici va fi casa lui Dumnezeu. bet el, uh, bet casa el a lui Dumnezeu, casa lui Dumnezeu. E drept că a pe drum, a uitat de făgăduința lui de jurământului, iar acum se întoarce ca să aducă cu adevărat la îndeplinire promisiunea făcută într-un moment de răscruce, de dificultate. Ce face el aici? Știți ce este altarul? Altarul este locul în care se dă viața. Jertfa era doar o interfață, un substitut, jertfa o duceai tu, din banii tăi, cumpărai sau din turma ta, și în momentul în care aduceai animalul jertfă, tu însuți, prin acest animal, te dăruiai. E drept că animalul niciodată îl reprezenta pe păcătos și întotdeauna reprezenta pe mielul lui Dumnezeu, dar este o identificare, este un dublu rol al jertfei. Pe de o parte, spunea Pavel în Roman 12, Aduceți-vă pe voi înși vă ca jertfe vii, adică iată, în același timp Apocalipsa spune că noi suntem o seminție preoțească, o seminție de preoți. Ne-a făcut pe noi preoți, asta spune și uh, Petru în epistola sa, în prima sa epistolă. noi suntem preoți, o seminție aleasă de preoți. Preot și jertfă, sânge dat și apoi sânge slujit. E frumos că Iacov, după un drum circular, să zic așa, se întâlnește din nou cu dorințele din ăi, cu dragostea lui din ăi. Îmi spunea cineva, un om, un bărbat, un bărbat bine, bun, care era căstori de mulți ani. Eu eram, tinerel, abia căsătorit și cometa despre dragostea din tâi. Și el spunea, știi, există totdeauna în mariaj o dragoste din tâi, care este ceva de culme, de climax, ceva extraordinar, un fel de extaz, o adorare unul după altul, după care hormonii se liniștesc și te uiți cu prietenie, cu bunăvoință, cu simpatie la ceea care ți este nevastă. Și justifica astfel că dragostea din tâi este o perioadă scurtă, un fel de vârf, după care urmează contrapanta. care nu m-a făcut fericit spusele lui, nu m-au făcut fericit pentru că eram programat sau predestinat unei vieți cenușii. Știi, luna de miere și formă anii de fiere. Eu eram idealist. Acum îl pot contrazice pe prietenul meu. Au trecut 38 de ani de căsătorie și pot să spun că, într-adevăr, dragostea din tâi trece. Doar ca să vină dragostea de-a doua, formă de-a treia, porma de de-a patra, și cum gradele cresc, tot așa și relația de identificare sau raportul acesta foarte strâns între soți crește, se adâncește, până acolo încât atunci când niciunul nu mai are nimic frumos, nimic atractiv, când sunt, vorba lui Minulescu, ca două jucării stricate, atunci e dragostea atât de Totală încât, dacă moare unul, și am pomenit. Nu mai trece mult timp și, deși nu are avea motive, vitalitate este, sănătate este, bani, pensie, copii, vorba băcanului este, însă nu mai este ea. Sau el. Și viața devine fără sens. Orice om tăiat în două, sângerează și moare. Iar când căsătoria fericită, nu cea conviețuire ca doi peștișori într-un acvariu, într-un borcan. Sunt de soiuri diferite, nu se înțeleg câinele când unui sus, celălalt e jos. Atunci are loc, în cazul fericit, are loc o dramă. Într-adevăr, dragostea din tâi a trecut. În cazul lui Iacov, o să vedem, a a apărut o ceață, un nor, iar acum este din nou să redescopere dragostea din tâi și ce-ar fi ca Iacov să avanseze spre mai sus. Și în capitolul 35 cu versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în momentul în care el și-a mitit de juruință și-a ridicat altarul și-a dus jertfa, în versetul 9 citim, Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan aram sau din Siria. Vă să zic că Dumnezeu s-a arătat odată la Betel, după aceea s-a mai arătat altă dată când era să plece din casa socrului său la Ban, s-a mai arătat altă dată la Mahanaim, încă o dată la Iaboc și de acolo pauză, Pauza. pauza nu se datorează niciodată lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este ca cineva care nu, merge într-o livadă, plantează un pom, pune apa și eh, când o mai putea, mai vine înapoi. Sperăm să se prindă pomul. Dacă nu, nu. Dumnezeu nu este unul care are treburi și trebuie să părăsească ce a început, ci este consecvent și tânjește după o relație continuă, după permanență în relație. De fapt, asta este și simbolul, aici bate simbolul căsătoriei. Dumnezeu vrea să fim una cu El, iar Mântuitorul spune, rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, împreună, să fim una. Iar când altarul e ridicat, Dumnezeu se arată din nou lui Iacov după întoarcerea din Padan Aram. Să vedem ce se întâmplă acolo. I s-a arătat și un întreabă ce a fost. A fost un vis? A fost așa o vedenie, o vedenie transcendentală? Sau chiar a fost o întâlnire? Așa cum îngerul a venit la Avram și a spus, da, mănânc, pregătește. A stat la masă, a mâncat cu Avram. Era îngerul, era mântuitorul erau doi îngeri și încă al treilea, cel care a rămas de vorbă, sunt încântat că, deși lumea aceasta e păcătoasă, este anti-Dumnezeu, cum e materia și antimateria, este ceva contrar rânduielii cerești și a împărăției cerurilor, sunt încântat de faptul că Dumnezeu se interferează cu viața noastră, și l-ar vrea chiar mai mult dacă, dacă eu i-aș da voie. O să vedem noi dacă a fost vis sau vedenie, și o să vedem la sfârșit, atunci când cuvântul spune că Dumnezeu s-a îndepărtat de la el. În vedenie aceasta îi apare personal, nu în vis scara cerului, personal cum a fost la Iaboc acolo nu l-a recunoscut. Aici însă îl recunoaște. Și versetul nou continuă și spune și la binecuvântat. La binecuvântat într-un moment. Uite, e Apocalipsa pe ecran, capitolul 2 cu versetul 4 și 5. Ce legătură are Apocalipsa cu Iacov? Niciuna. Una este în Geneză, Apocalipsa e ultima carte, e la antipod, dar există ceva. Când Dumnezeu vorbește unei formații, bisericii și spune, adu dus aminte, dar de unde ai căzut și pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Noi credem, de obicei, că aceste îndemnuri, aceste apeluri sau imperative se adesează unui destinatar de atunci. Să vezi cât de bine se suprapune cuvântul din Apocalipsă cu îndemnul sau cerința lui Dumnezeu. Și anume, Iacov, adu-ți aminte, aha, își amintește de Betel și se întoarce acolo, doi, pocăiește-te, se pocăiește prin faptul că cere tuturor idolii și îi îngroapă în pământ și trei, întoarce te la faptele tale din tâi. Se întoarce și ridică, și ridică, zidește un altar pentru închinare. Auzi ce frumos, ține minte, adu-ți aminte, pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tâi. Înainte de începutul emisiunii, Mă gândeam cum să o introduc și am introdus-o altfel, deși gândul meu era altul. Este o vorbă în franceză. On y revient toujours. Ei, totdeauna ne întoarcem acolo. Sunt experiențe care rămân ca niște țăruși bătuți în sufletul nostru, care, de fapt, ne definesc itinerariul, călătoria pe Pământ. Și. sunt reperele care ne dau identitate. Cu cât ne depărtăm de țăruși, cu cât ne aităm în timp, acele repere ne devin mai dragi, mai scumpe. Interesant lucru, am avut colegi de școală primară. Sigur, ne-am dus fiecare în treaba noastră. Acum când te întâlnești, parcă întoarce trecutul. Ne întoarcem. Și dacă a fost ceva frumos, nu dacă a fost urât. Atunci tânjim după revenire. Știi, există un cuvânt, ireversibilitate. Când l-au gropat pe nenea Costică, unchiul meu, am văzut-o pe fica lui, mătușa mea, plângând, nu s-au înțeles prea bine în viață. Nu că au fost înceartă, dar fiecare avea lumea lui. Și n-am văzut o relație apropiată între ei doi. Dar când l-au îngropat și am văzut-o pe ea la mormânt, a izbucnit într-un plânset sfâșietor. De ce? Cred că și-a dat seama de ireversibilitate. Ăsta a fost, știu, ceea ce mi-a luminat mintea. Își dă seama că nu ai întoarcere. Ireversibilitate. Și cât de bine este că există reversibilitate, nu doar prin faptul că există înviere, există întoarcere din neființă, se merge timpul înapoi, se mișcă timpul de andărătelea, ne putem întoarce, bine, mergând înainte totuși. Partea frumoasă este că există reversibilitate și la noi. Ne putem întoarce la faptele din tâi. Deci, Iacov ridică un altar, aduce jertfă, s-a întors la faptele din tâi, Dumnezeu îi se descoperă, îl binecuvintează și în versetul 10 zice Numele tău stai! Numele tău este Iacov. Păi, știam. De ce spune oare Dumnezeu după ce i-a dat numele Israel, îi spune acum numele tău este Iacov. Te-ai gândit vreodată? Care să fie de desubtul? Știi care este? Spunea un scriitor că orice om poartă în sine identitate negativă sau, sau, fața lui cea rea. Firea, spune Scriptura. Duhul, omul duhovnicesc și omul firesc. Și de acești doi gemeni este un conflict ireconciliabil, ireconciliabil și necurmat, permanent. Nu se oprește niciodată. Eu pot să fiu Israel, dar din păcate adesea mă comport ca și Iacov. Și nu este o imagine mai plastică decât această permanentă tendință spre două direcții. El a fost numit la Iaboc Israel, dar după ce a uitat. Și a fost o vreme când s-a purtat exact ca și Iacov. Și relele care au urmat în viață sunt în principal rodul neimplicării sau a absenteismului spiritual al lui Iacov. Și Dumnezeu îi spune, tu ești Iacov. Și continuă versetul 10, dar nu te vei mai chema Iacov, oh ce bine ar fi, ci numele tău va fi Israel. Și i-a pus numele Israel. Israel. Păi i-a mai dat odată numele. Ei, nu. Acum este altceva. Acum este o confirmare. Acum este o, o revenire. Este exact cum se întâmplă cu credincioșii la Sfânta Împărtășanie sau Sfânta Cină. Ai făcut odată botezul. Adult, matur, voluntar, conștient, responsabil, plătit. Ei și simți nevoia să, să mai ștergi pete, umbre, amprente care strică imaginea lui Dumnezeu din tine. Și, după modelul lui Hristos, în biserica mea, are loc mai întâi spălarea picioarelor. Pentru că asta a spus și Mântuitorul. Dacă eu, care sunt domn și învățător, mă numiți așa, și v-am spălat vouă, și voi sunteți datori să, vă, datori să vă spălați picioarele unii altora. Nu mie, ci unii altora. Și dacă Hristos a făcut-o, hei, eu păcătosul, de ce să nu? Cum să nu-l fac? Dar de ce să speli picioarele? Știi ce? Este experiența, pe de o parte, a recurățirii mele. E o amintire a ștergerii acelui punct de contact cu lumea, piciorul, lumea păcătoasă, picioarele mele. Eu merg prin lume și se lipește răul de mine. Vreau să mai fiu spălat odată. Iar apoi eu, la rândul meu, mă plec și săvârșesc actul umilinței, al smereniei, când să-l ajut pe fratele meu. Să se libereze de tot ce a fost rău și păcătos. Eu însumi mă bucur să mă regăsesc în rolul Hristos. Și măcar că s-a numit Israel, e nevoie să-i se pună încă o dată numele Israel. Ca o amintire, ce însemnează Israel? Foarte mult rămân la o traducere aproximativă, că cel ce se luptă cu Dumnezeu face box. Cum să mă lupt eu cu Dumnezeu? E o prostie, e o nerozie. A, ah, că mă pot împotrivi. Da, a făcut-o și Iacov, am făcut-o și eu. Cred că și tu. Dar cuvântul ishra, el se poate traduce datorită faptului că cuvintele sunt doar, conson doar scriere consonantică, nu și cu vocalizare. Iată traduceri. Triunfător cu Dumnezeu. Sau Dumnezeu stăpânește. Sau Dumnezeu conduce. Sau Dumnezeu luptă. Sau Dumnezeu conduce lupta. Dar aș dori ca eu, omul de carne, cu ADN-ul meu moral virusat. Cu păcătoșenia în sufletul meu și în mintea mea și în faptele mele, tare aș vrea să nu mai fiu eu. Iar, dacă vrei, acest lucru e cu putință. Știi cum? Printr-o zilnică reîntoarcere. Oni revin tujur, Ne vom întoarce totdeauna acolo, la altar. Și pe altar să duc jertfa, viața mea. Și pe altar Dumnezeu mă va binecuvânta, mi se va descoperi. Și la altar îmi va spune, Luciane, păcătosule, nu o să mai fi. Tu singur nu poți, dar eu te fac să fii tare. Să nu te mai numești cum te numești, cum ți-au pus alții numele, ci să porți numele meu. Israel, El e Dumnezeu, Israel, Dumnezeu va conduce. Dragul meu, suntem în pustie, suntem în viață, suntem înconjurați de păcat, și păcatul e și noi. Avem nevoie să ne întoarcem la Dumnezeu, să ne întoarcem din nou, să fie viața noastră reversibilă din punct de vedere spiritual, să nu mergem pe un alt drum decât pe drumul cel bun și sănătos. Gândește-te la asta. Israel, spune Pavel în epistola către Romani, nu e doar cel după trup. E oricine intră într-o alianță, într-un legământ cu Hristos. Când El devine stăpânul, iar eu, cum spunea Pavel, rob al lui Iisus Hristos. Așa ți doresc să fii azi și până ne întâlnim. La revedere!